Ați fost la summitul ministerial NATO acum 2 săptămâni, dacă nu mă înșel eu, în orice caz recent, și ați reprezentat, domnule Popescu, acolo singura țară care nu este membru al Alianței Nord-Atlantice și nici măcar nu și-a manifestat intenția de aderare. Care atunci a fost motivul prezenței dumneavoastră? Deci, într-adevăr, era un format foarte interesant în care erau la o masă rotundă toți ministrii de externe ai Alianței Nord-Atlantice. În stânga mea era ministrul Georgian, în dreapta erau ministrii de externe ai Finlandiei și Suediei, care sunt în proces de aderare la NATO. Această prezență, dar și în general relația noastră cu partenerii noștri, eu am mai spus-o, o să repet, Republica Moldova este un stat fragil, vulnerabil, într-o regiune din ce în ce mai militarizată, și noi avem nevoie de parteneri și sprijin să ne apărăm spațiul aerian, să ne apărăm cetățenii de aceste rachete care pot cădea peste capul nostru în orice moment, din neglijență sau din intenție. Și noi avem nevoie de capacități să ne apărăm de aceste riscuri din ce în ce mai militare, să nu uităm evident și de prezența militară rusă pe teritoriul nostru în regiunea transnistreană. Și noi avem nevoie de prieteni, ajutor, asistență, sprijin politic, sprijin diplomatic. Prin această prismă, noi vrem o relație cu NATO care ne ajută să atingem aceste obiective de fortificare a capacităților noastre de securitate și apărare. La București am văzut că ați fost întrebați de mai mulți jurnaliști din țări membre NATO de ce Republica Moldova nu își manifestă în continuare intenția de aderare. Răspunsul l-am dat și noi aici, ați invocat neutralitatea din Constituție. Este doar acesta motivul? Deci eu, din nou, eu chiar insist să nu vorbesc despre intenții, planuri, dorințe, dar despre acțiuni. Astăzi avem un cadru constituțional de care eu sunt obligat legal să mă ghidez. Și acest cadru constituțional ne obligă să apărăm țara noastră. Cum o apărăm? Prin cooperare cu acei parteneri care vor și sprijină Republica Moldova, libertatea noastră, democrația noastră, europenitatea noastră. La această etapă, noi avem un foarte mare potențial de cooperare nerealizat cu România, cu Statele Unite, cu Germania, cu Franța. Vă mai dau un alt exemplu. În decurs de 30 de ani, ministrii de apărare Republicii Moldova și ai Franței, și Franța este cea mai mare putere militară din Uniunea Europeană, putere nucleară cu cea mai mare armată, cea mai bine dotată. Deci, pentru prima dată, ministrii de apărării ai țărilor noastre s-au întâlnit acum o lună și ceva. Deci, în 30 de ani nu s-au întâlnit. Deci, asta denotă existența, sau practic absența unei relații, unui parteneriat militar cu un stat ca Franța. Deci, noi putem și trebuie și suntem obligați, inclusiv în cadrul legal existent, să dezvoltăm aceste parteneriate și avem foarte, foarte mult potențial nerealizat. În ultimele luni am făcut mai multe lucruri, aveam și această inițiativă Facilitatea Europeană pentru Pace, prin care primim ajutor militar din Uniunea Europeană, avem un parteneriat cu România, cu Statele Unite, deci le dezvoltăm toate aceste parteneriate și avansăm foarte rapid. NATO însă și noi am declanșat aici o discuție și eu sper ca ea să fie cât mai largă și să nu se limiteze doar la Jurnal TV sau și mai puțin doar la această emisiune. NATO înseamnă, domnule ministru, mult mai mult decât doar o alianță militară, înseamnă securitate în mai multe domenii și noi am văzut și trebuie să recunoaștem acest lucru, că odată cu aderarea la NATO a tuturor statelor din blocul ex-comunist, lucrurile s-au schimbat în bine, au intrat pe un făgaș ireversibil al dezvoltării și ulterior al aderării la Uniunea Europeană și cred că ar fi cumva bine ca noi în spațiul public să explicăm mai mult cetățenilor acestei țări afectați de 30 de ani de propagandă rusească, 30 de ani în care NATO a fost creat ca o sperietoare, ca ceva îngrozitor, să le explicăm ce înseamnă de fapt această alianță, să le spunem că niciodată nu a avut loc un război pe teritoriul unui stat membru, deci, și că ea a apărut ca o alianță care este menită să păstreze pacea în Europa. Exact. NATO este menită și a reușit să păstreze pacea pe teritoriul
statelor membre ai NATO, chiar și la ministerială NATO, la acea masă, se regăseau miniștri de externe ai Muntenegrului, ai Macedoniei de Nord, care au aderat relativ recent. Da, NATO asigură pacea în Europa și aici aș vrea să mai subliniez un lucru. Am avut discuții și cu România privind situația regională și dacă reveniți și recapitulați un pic conferința de presă comună ai doamnei președinte Maia Sandu cu președintele Klaus Iohannis la București în iulie anului curent, veți vedea că în acel discurs domnul președinte Iohannis de 3 ori a menționat că România nu va abandona Republica Moldova, inclusiv în cele mai negative scenarii. Și aici vreau să spun că inclusiv cu partenerii noștri români, cu partenerii noștri care sprijină Republica Moldova, facem tot posibilul pentru a păstra pacea, pentru a ne decupla și distanța de acest spațiu al războiului, al terorii, ai bombardamentelor, ai embargourilor, care astăzi toți îl urmărim cu tristețe la televizor.